și mi-a spus că inițiativul a promis două lucruri. Da. L-ați crezut? Da. Dar dacă era din altă este prima dată, este prima dată ca și că eu ca cetățean, în orice reprezentant al meu, trebuie să-l cred. Și dau girul acesta. După aceea o să intre în furcile analizei noastre. Puneți-l și pe celălalt să promită că au termen acum în septembrie. Pe cine? Pe David. Ce se promite? Aceleași lucruri. Eu cred că e utopie să creadă vreun liberal că va mai accede la putere în oraș. Însă e după dezastru pe care l-au lăsat guvernarea lor. De data asta îl va pune instanța, corect. Poftiți? Bine, nu o luați în serios, că dacă e un edil, este de umplutură și trebuie să fie un loc gol care trebuie umplut. Mi-ați răspuns și mie că dacă era promisiunea din partea unui viceprimar de altă culoare, nu-l credeați. Nu, am datorie, pentru că e prima discuție, să-l cred și ca noi toți ceilalți. Dar după ce ne frigem cu ciorba, o să suflăm fine aur, știți despre ceva. Și am datoria să-l cred acum. O să-l urmărim, că de-aia v-am încerut și în sprijin. 2012 a spus că va muta în stradă. În ghilimele, stâlpii care sunt pe trotuarele din Câmpul Lung. Au trecut 3 ani. Nu e identificat. Mai are timp. De-aia auziți, eu mă bucur că sesizați aspectele acestea, dar astea trebuie să le repetăm mereu până intră și în memoria și în conștiința colectivă a muncelenilor, ca să știe cum pune ștampila data viitoare. Pentru că dacă nu înțeleg nici după 12 ani de dezastru de domnia liberalilor, vă amintiți în letopisețul domniei domnului primar, ce am spus noi acolo, câte datorii lasă, câte nereguli și toate astea, știți că s-a devenit. Mulți atunci au zis, oh, latră ăla, că nebun. Proiectul Crețulescu, din păcate, se face pentru proiectul Crețulescu, tot în discuția pe care am avut-o, că după comitia de presă am încercat să-l abordez, toma pentru a veni cu niște probleme, a spus că fac demersuri, de fapt ei, la nivel guvernamental, să face demersuri, ca să se prelungească termenul cu încă 2 ani, la proiectul începutului. Lucru pe care nu cred, o să dar vom vedea. Mai sunt câteva luni de zile și s-ar putea să strângem cureaua ca să strângem banii să-i înapoi în România Europeană.